Încrederea românilor în justiție și în Parlament este zdruncinată, o arată un studiu recent inițiat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională, CURS. Potrivit statisticilor furnizate, pe primele locuri la nivel de încredere se situează forțele de ordine și cele de apărare, poliția, armata, pompierii, dar și biserica, ce primește locul 2 cu un procent de 68% al nivelului de încredere în rândul românilor. La polul opus, patronatele, partidele politice și sindicatele sunt instituțiile în care cetățenii nu prea mai au încredere decât în procent de 14, respectiv 13%. În ceea ce privește satisfacția față de sistemul de sănătate și cel al educației, încrederea românilor se îndreaptă mai mult spre partea umană și mai puțin spre sistemul în sine. Astfel, medicii și profesorii sunt în top cu un procent de 58%, pe când politica guvernului în domeniul educației, al sănătății și economiei se situează la polul opus. Astfel, doar 8% din români au încredere în modul în care se cheltuie banii de la CAS. Nici alte instituții ale statului nu stau mai bine, între 13 și 25% din români au încredere în președinte, parlament și guvern. La fel, DNA a înregistrat un scor de 25%. La modul general, respondenții au declarat în proporție de 74% că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Întrebați cu cine ar vota dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, 39% din ei au răspuns că ar alege PSD, urmat de PNL cu 25%. Studiul a fost realizat în perioada 27 aprilie-8 mai pe un eșantion de 1067 de persoane din întreaga țară și înregistrează o marjă de eroare de plus minus 3% la un nivel de încredere de 95%.